Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este 20 mai, ziua mondială a albinelor. Albinele joacă un rol foarte important în susținerea vieții, deoarece sunt responsabile pentru polenizarea multor plante care furnizează hrană pentru oameni și alte animale. În plus, albinele produc și miere, care este un aliment nutritiv și sănătos. Polenizarea este un proces esențial pentru creșterea și reproducerea multor plante, inclusiv a plantelor de cultură. Albinele colectează polenul de pe flori și îl transferă de la o floare la altă, ceea ce permite plante să producă fructe. Albinele sunt printre cei mai importanți polenizatori din lume și sunt responsabile pentru polenizarea peste 80% dintre culturile agricole utilizate în întreagă lume. Aceste culturi includ, dar nu se limitează la mere, cireșe, portocale, pepeni, căpșuni, ardei, cartofi și multe altele. Pe lângă polenizarea plantelor, albinele sunt și producătoare de miere. Miere este un aliment bogat în nutrienți și are proprietăți antimicrobiene și antioxidante. Consumul de miere poate ajuta la îmbunătățirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și a nivelului de colesterol, precum și la îmbunătățirea funcționării sistemului digestiv. Din păcate, populațiile de albine sunt amenințate în prezent de diferiți factori, precum schimbările climatice, pesticidele și pierderea habitatelor naturale. Dacă populațiile de albine continuă să scadă, acest lucru va avea un impact negativ asupra agriculturii și a ecosistemelor în general. De aceea este important să protejăm albinele și habitatul lor natural pentru a ne asigura că ele vor continua să joace un rol vital în susținerea vieții pe pământ. Există mai multe lucruri pe care le putem face pentru a ajuta albinele și a proteja populațiile lor. Albinele sunt atrase de flori cu petale colorate, cum ar fi margaretele, lavanda, salvie, trandafiri și alte flori care produc nectar și polen. Plantarea de flori și plante care atrag albinele poate fi o modalitate excelentă de a le oferi o sursă de hrană în timpul sezonului de polenizare. Evităm utilizarea pesticidelor nocive care sunt toxice pentru albine și pot ucide sau afecta negativ sănătatea lor. În loc să utilizăm pesticide, putem alege opțiuni mai sigure, precum plantele care resping insectele dăunătoare sau utilizarea de metode de control natural cum ar fi plantele companion sau utilizarea de insecte benefice. Instalarea unei case pentru albine poate oferi un adăpost sigur și un loc de reproducere pentru albine. Există multe tipuri de case pentru albine disponibile pe piață sau putem construi una singuri. Cumpărarea de miere de la apicultori locali poate sprijini economia locală și poate contribui la menținerea populațiilor de albine în comunitatea noastră. Informarea altora despre importanța albinelor și despre cum putem ajuta la creșterea gradului de conștientizare și la promovarea unui mediu mai sigur și mai sănătos pentru albine, toate aceste lucruri pot ajuta pentru susținerea vieții și sănătății albinelor. Albinele sunt expuse unor factori de risc, iar unele dintre cele mai mari amenințări pentru populațiile lor sunt. Utilizarea pesticidelor, așa cum am spus și mai devreme, de asemenea, albinele pot fi afectate de o serie de paraziți sau boli bacteriene, virale sau chiar fungice. De asemenea, pierderea habitatului și a zonelor de hrană, adică urbanizarea, de defrișările și agricultura intensivă pot duce la pierderea habitatului și a zonelor de hrană pentru albine. Schimbările climatice pot afecta disponibilitatea hranei și pot duce la perturbări ale ciclului de viață al albinelor. Unele păsări sau animale se hrănesc cu albine și pot afecta negativ populațiile acestora și, de asemenea, poluarea aerului și a apei poate afecta negativ sănătatea albinelor. Este important să luăm măsuri pentru a proteja albinele și pentru a promova un mediu mai sigur și mai sănătos pentru ele. Există mai multe tipuri de albine, iar cea mai comună este albina meliferă, care este utilizată în principal pentru producerea de miere și pentru polenizarea culturilor. Fiecare specie de albină are caracteristici și trăsături distincte, dar toate sunt importante pentru polenizarea culturilor și menținerea ecosistemului. Veninul albinelor este o substanță ușor acidă care este secretată prin acul de înțepare al albinei și în momentul în care aceasta se simte amenințată sau atacată. Veninul conține mai multe substanțe chimice. Atunci când o persoană este înțepată de o albină, veninul intră în piele și poate provoca o reacție locală, cum ar fi durere, umflături și roșiață. În cazuri mai severe, pot apărea reacții alergice, cum ar fi dificultăți de respirație, umflarea feței și a gâtului, sau chiar șoc anafilactic, care poate fi fatal. Cu toate acestea, veninul albinelor are și proprietăți terapeutice fiind utilizat în medicina alternativă pentru tratarea unor afecțiuni precum artrită, inflamație și dureri, durerile musculare. De asemenea, cercetările sugerează că veninul de albine poate avea efecte antibacteriene, antivirale și anticanceroase. Este important să fim precauți atunci când ne aflăm în preajma albinelor și să evităm să le deranjăm. Regina albinelor este femelă responsabilă pentru reproducerea întregii colonii de albine. Ea este cea mai mare albină din colonie, rolul acestea este de a depune ouă care vor deveni albine lucrătoare, albinele de pază sau masculii. Regina albinelor este aleasă de colonie de albine într-un mod unic, cunoscut sub nume de înlocuire a reginei. În momentul în care regina actuală îmbătrânește sau încetează să mai depună ouă, albinele lucrătoare încep să creeze o nouă regină. Aceasta este crescută dintr-un ou fertilizat și este hrănită cu un amestec special de hrană numită lăptișor de matcă. Aceasta conține substanțe nutritive speciale care ajută la dezvoltarea reginei. Regina albinelor are o durată de viață mai mare decât celelalte albine din colonie. În timpul vieții sale, ea poate depune până la 2000 de ouă pe zi, asigurând astfel supraviețuirea și prosperitatea coloniei de albine. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi, trebuie să iubim aceste minunate ființe, albinuțele noastre, care au grijă de noi și de planeta noastră. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!